Sindicaliștii din port au anunțat un protest de amploare în fața Agenției pentru Protecția Mediului din Constanța. Din informațiile liderilor de sindicat, instituția ar fi urmat să elibereze autorizația de mediu pentru masterplanul portului Constanța. Numai că puțini oameni strânși în fața instituției aveau să renunțe după mai puțin de o oră, după ce au realizat că protestul este inutil. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului nu aveau de gând să elibereze o astfel de autorizație de mediu. Decizia este de refacere a raportului de mediu, cu luarea în considerare a observațiilor prezentate în dezbaterea publică. Deci Agenția pentru Protecția Mediului, conform atribuțiilor, ia în considerare observațiile justificate cu privire la protecția mediului. Deocamdată, în acest master plan, nu sunt stabilite obiectivele de mediu, ceea ce sunt foarte importante. Nu sunt analizate alternativele propuse pentru fiecare proiect în parte. La 200 de metri există sursă de apă. De ce nu facem un foraj ca să se reducem taxele de apă? Investim în canalizări și în rețele vechi și așa mai departe milioane de euro. Putem să facem un foraj. De ce nu se vine, de ce nu se înțelege, nu de către dumneavoastră, că am înțeles, poziția dumneavoastră e foarte bună și vă mulțumim. Sperăm în continuare să fie la fel de verticală. Dom'le, la astfel de proiecte, tu nu consideri niciun proiect de mediu, nu respecti legislația și așa mai departe. Mai mult de atâta, este, vă dați seama, o strategie care afectează România. Nu mai zic cât de mult afectează Constanța. Nu mai zic de operatorii portuari. Liderii de sindicat intenționează să boicoteze în continuare masterplanul pentru port, nemulțumiți de strategia acceptată de actualii conducători ai administrației porturilor maritime. Credem că este incoerent, este plecat de la niște date greșite și ar fi o nedreptate atât pentru lucrători cât și pentru operatorii portuari să se aprobe în primul rând acest masterplan și acest raport de mediu. Noi vrem refacerea lui cu consultarea tuturor părților implicate. Asta înseamnă și lucrătorii portuari și operatorii care își desfășoară activitatea în port. În masterplan este inclusă strategia pentru dezvoltarea portului Constanța pentru următorii 40 de ani. Întreaga zonă a vechiului port ar urma să fie reorganizată și pentru aceasta este prevăzută o investiție de 2,4 miliarde de euro.